Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Bună seara tuturor! Aș vrea să spun astăzi, la ora 1 noaptea, sunt alături de echipa mea cu care am dus această campanie. A fost o campanie dură, nu m-am așteptat să fie atât de dură, chiar dacă nu a fost la nivelul altor campanii. Eu le mulțumesc în primul rând lor, echipei mele, cu care sper să putem face lucruri bune pentru Gherla. Îi felicit și pe ceilalți competitori. De asemenea, cred, toți vom trage niște învățăminte care o să ne facă pe parcursul acestui mandat să colaborăm cu toți împreună pentru Gherla și pentru cetățenii din Gherla. Tuturor cetățenilor le mulțumesc pentru prezența la vot, celor care ne-au votat și celor care nu ne-au votat. Și le asigur pe toți că tot ce am spus noi acolo, inclusiv sloganul pe care noi l-am adoptat aproape de oameni, va fi respectat. Doamne ajută! Da. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor municipiului Gherla care și-au exprimat dreptul la vot și în al doilea rând aș dori să-l felicit pe câștigător, pe domnul Năsălian Ioan și îi doresc mult succes. După încheierea acestui mandat, pot să spun că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca în acești 4 ani de zile Gherla să meargă pe drumul cel bun și mă bucur că am reușit să am realizările pe care foarte bine le cunoașteți. Deci, încă o dată, felicitări câștigătorului și mulțumesc cetățenilor care au fost la vot. Ce veți face în continuare? Este prematur să spun. Nu știm, va urma o perioadă de interimat până la învestirea noului primar și urmează negocieri politice. Ați câștigat un post în Consiliul Local, un mandat? Da, am câștigat un mandat la ora la când vorbim, acum la 1:30 dimineața. N-avem rezultatele definitive la Consiliul Local. Previziunile noastre sunt că PNL-ul are 4 consilieri. Să vedem la redistribuire dacă îl vom obține și pe al 5-lea. Bună dimineața, dragi gherleni, pentru că suntem dimineața de vreme astăzi. Ce pot să vă spun după aceste alegeri și după duminica de 5 iunie 2016, decât faptul că, sigur, aducem felicitări celui care a câștigat primăria municipiului Gherla, pentru că așa este frumos, dar să nu uităm că astăzi, ieri, a fost o victorie zdrobitoare a dreptei. Dacă dreapta ar fi fost unită în Gherla, iată că erau peste 5.000 de voturi în partea dreaptă. Dar dreapta s-a divizat în 4 formațiuni și a lăsat culoarul liber și fără nicio problemă celor de la PSD, care prin Năsălean Ioan au câștigat alegerile, pentru că din datele care încă nu le avem în totalitate, dar din datele de până la această oră, au câștigat primarul, vor câștiga și majoritatea, deci vor fi cel mai mare grup de consilieri locali. În rest, ce am putea să spunem despre ce se va întâmpla în continuare, încă este devreme. Cu siguranță zilele următoare încep negocierile pentru viceprimar și pentru alte lucruri. Noi cei de la PMP suntem deocamdată, sau ar trebui să ne declarăm deocamdată mulțumiți pentru rezultatul obținut. Sigur că ne-am fi dorit să câștigăm primăria, doar toți candidații, mă gândesc, care au participat la primărie au vrut să câștige, dar noi am fost foarte aproape, 300 și de voturi diferență, cred că este cea mai mică diferență din istoria alegerilor din Gherla. Cea mai mică era până acum cea din 2012 de 600 de voturi, dar iată că anul acesta a fost 300 și un pic, dar nu pot să nu mă
Nu pot să nu punctez și să nu mă abțin ca să remarc faptul că, uite, Partidul Național Liberal, dacă ar fi mers cu candidatul Vlad Bărbos așa cum s-a dorit de către organizație, cu siguranță astăzi Vlad Bărbos era primarul nostru, dar ambițiile personale, poate ambițiile negândite ale unora au făcut ca astăzi primăria municipiului Gherla să fie câștigată de Partidul Social Democrat prin Năsăleanu. Sper ca această experiență să fie un exemplu și o lecție pentru forțele de dreapta din municipiul nostru și putem sta la masă să gândim o strategie viitoare, de ce nu chiar și pe termen lung. În rest, nefiind implicat pe nicio listă, Vlad Bărbos, nefiind prezent la ora aceasta aici, nu vreau să fac nicio premoniție vis-a-vis de negocierile ulterioare, așa că astăzi, să spunem mai la ziua, dacă o să-l întâlniți, puteți discuta cu dânsul despre ceea ce sau despre gândurile Mișcării Populare în Consiliul Local și în viitor. Cu siguranță peste câteva ore vom ști și câte mandate concrete am câștigat, dar se pare că și la Consiliul Local suntem pe locul 2. Cred că și la Consiliul Județean, ceea ce pentru un partid de câteva luni de zile este un rezultat foarte bun. Mă bucur că am fost alături de ei, cum spuneam și zilele trecute, cu întreaga mea experiență și capacitate, dar, repet, dacă am fi fost mai uniți, forțele de dreapta, evident, rezultatul era altul. În rest, le mulțumim gherlenilor care au participat azi la vot, indiferent cu cine au votat. Nu un număr foarte mare, a fost chiar o prezență destul de slabă, spunem noi. Ar fi fost bine dacă lumea era mult mai prezentă. Noi ne-am așteptat și la tineri, la un alt număr, însă, repet, întotdeauna experiențele practice sunt mult mai bune decât orice teorie și ceea ce s-a întâmplat duminică să fie pentru toți un exemplu de mobilizare și de organizare mult mai bună. Le mulțumesc încă o dată gherlinilor care au fost la vot, repet, și cei care nu au fost, sigur, regretele tardive nu-și au locul și întotdeauna, iată că și de data aceasta în balanță sunt mai mulți care nu au fost decât care au fost, dar asta este și legislația, dar și viața în care, după noua lege, dintr-un singur tur, cel care are cele mai multe voturi câștigă. Poate că dacă erau două tururi de scrutin, lucrurile stăteau altfel, bătălia oricum ar fi fost strânsă și ne bucurăm că a fost strânsă și, într-adevăr, faptul că bătălia se dă între cei trei a și confirmat rezultatul votului, este un lucru, să spunem, bun pentru cei care fac prognoze. Mulțumesc tuturor! Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe, Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.